Vrem să facem cunoscut astăzi faptul că s-au finalizat lucrările la acest proiect însemnând managementul inteligent al traficului. Este un proiect care, cu toate contestațiile care au apărut în primă fază și am încercat să explicăm la momentul respectiv că apar datorită unor informații lipsă din baza de date și care au început să se adune, la ora actuală se poate observa clar îmbunătățirea fluxului pe traficul rutier și pietonal. Aș vrea să, înainte de a îi ruga pe colegi care s-au ocupat direct de acest proiect, avem și pe domnul Oprea, reprezentantul firmei UTI, care a fost societatea care a implementat acest proiect sau a realizat această investiție. Domnișoara Rodica Ciurte, care a fost manager de proiect, domnul Bican Aurel, care face parte din echipa de proiect și cu experiența pe care o avea pe partea de odată de semaforizare și pe urmă echipament, așa mai departe, a ajutat foarte mult, ceilalți colegi și desigur avem și reprezentantul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, pe domnul Diurco Ovidiu. Deci, trecând peste acest preambul, aș vrea să specific și să subliniez acest lucru, pentru că am auzit foarte multe discuții, așa, de pe la colțuri adunate, că de ce s-au cheltuit atâția bani, că... Deci, bugetul local a plătit doar 2% din acest proiect, restul a fost o finanțare europeană. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este legat de oportunitatea realizării acestui proiect, care vine din două aspecte. Unul legat de vechile echipamente depășite și moral și fizic, care puteau să creeze în orice moment pericole vis-a-vis de ce însemna circulația pe intersecții, în mod special. Acele echipamente care deja și aveam probleme, am avut căderi, domnul comisar Cordea, și îl rugăm să vină alături de noi. Am invitat pentru că a fost sprijinul, poliția a fost sprijinul pe care l-am primit în tot ceea ce a însemnat derularea acestei investiții, cu odată cu agenții pe care am avut în intersecții și cu informațiile pe care pe urmă le-am avut, pe care le-am schimbat, încât să avem cele mai bune rezultate. Deci, al doilea obiectiv a fost înlocuirea celor echipamente vechi, depășite și fizic și moral, care prezentau deja un pericol. Nu mai vorbesc de acele semafoare care la o zi însorită deja nu erau vizibile, nu știai când e roșu, când e verde. Consumuri, iarăși, mult mai mari la acele semaforizare, acele tipuri de semaforizare, cu bec în special. La acele, dacă vreți, aspecte care țin de arhitectură sau de urbanism, stâlpi de toate felurile, tot felul de improvizații care le-am făcut și noi la momente diferite, cu posibilitățile pe care le-am avut la momentul respectiv. Ceea ce putem desprinde ca o concluzie astăzi, avem un sistem de management al traficului care înseamnă echipamente noi, echipamente inteligente, pentru că colectează tot timpul informații și baza de date se va îmbunătăți în continuare prin colectarea datelor din acești senzori montați în asfalt și care dau traficul pe diverse rute. La fel, faptul că punem în siguranță prin camerele care există de supervizare a intersecțiilor, la forțarea roșului, la depășirea vitezelor în intersecții, creșterea siguranței traficului și nu în ultimul rând faptul că avem o fibră optică sigură care asigură transmiterea datelor între echipamente pe toată lungimea traselor unde sunt montate noile semaforizări.
Și aspectul pe care îl avem la ora actuală cu stâlpi, uniformi, care arată, până la urmă, foarte bine și sunt chiar, din păcate, arată diferența între ce avem stâlpi vechi de iluminat și aceste, acești stâlpi care sunt prelucrați și arată foarte bine. Deci, o să facem o vizită și la dispecerat, să vedeți ce înseamnă inclusiv diagramele care se realizează pe trafic, pe diferite rute. Aș vrea să se înțeleagă iarăși un lucru, că într-o intersecție nu urmărim doar strict circulația pe bulevard, deci există și rutele conexe bulevardului și de multe ori avem trafic, spre exemplu, mai mare, la un moment dat, pe direcția Simeon Bărnuțiu, spre exemplu, decât coborâre pe bulevard. Deci sunt multe aspecte care sunt importante în acest management al traficului. Se poate obține și sunt momente în zi în care se poate observa, există și, hai să spunem, acea undă verde, faptul că poți să mergi pe bulevard fără să te oprești la fiecare semafor, dar, cum spuneam, ele depind de la un moment la altul, de la o zi la alta, tot așa în funcție de istoric, dar și în funcție de valorile de trafic la acel moment, care sunt prelucrate automat. Am să-i las pe colegi să vă povestească mai multe. Am să rog pe domnul Oprea, eventual, să vă spună primele lucruri. Domnul comisar șef, domnul Cordea, și sigur, pe urmă, o să rog pe domnișoara Rodica Ciurte, ca manager de proiect, să facă concluziile finale și după care să, dacă aveți întrebări, unele vor putea fi puse și la fața locului în dispecerat, unde se vor vedea mai multe. Acolo specialiștii o să vă spună chiar aspecte care țin de latura tehnică, dacă prezintă interes. Dar cred că, până la urmă, interesul este legat de cum se circulă și ce înseamnă, de fapt, acest management. Cred că am fost suficient de concis și sper ca, până la urmă, să apară și satisfacția. Întotdeauna există o doză de conservatorism. M-am obișnuit să știu că stau la semafor și văd un cronometru, chiar dacă mi-arată că stau 70 de secunde. Era oarecum convenabil, că știam că 70 de secunde mă pot uita pe trotuar cine trece și ce se întâmplă, dar astăzi se poate sesiza din diagrame o scădere a staționării la semafoare cu un anumit procent care era stabilit, da, și prin proiect. Demonstrabil, de altfel. Vă rog, acum, domnul. Eu vreau să vă felicit pentru achiziția făcută. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei care s-au implicat foarte mult în acest proiect. Nu a fost ușor, a fost o deplasare de logistică considerabilă de la București la Zalău. Sigur, pe scurt, sistemul presupune senzori în fiecare intersecție care măsoară traficul. În funcție de aceste măsurători, datele de trafic, datele culese din intersecție se transmit la dispecerat, unde avem un software care le analizează, un software dezvoltat de Universitatea din Torino, le analizează și, cu ajutorul unor strategii de control, întregime adaptive, strategii care sunt atât la nivel de arie, de oraș, cât și de intersecție, deci intersecția în aval știe cât, ce volum de trafic va veni din intersecția în munte, se iau decizii astfel încât parametrii intersecției nu mai sunt fixi, ci variază. Parametrii intersecției fiind, în speță, timpul de ciclu, de când se pune verde la un semafor până se pune verde la același semafor, timpul de offset, de când se pune verde la un semafor al unei intersecții până se pune verde la următorul semafor al următoarei intersecții, fazele, timpii de faze,
Deci este un sistem complex pe care noi l-am implementat la București. București e un oraș foarte greu. În total are vreo 300 și ceva de intersecții. Noi deja l-am implementat în 150 de intersecții. Aici la Zalos, spre comparație, avem 11. De asemenea, avem referințe la Alexandria, acum la Craiova, Deva, în Polonia. Avem orașe dotate cu acest sistem, anume Bialystok, Kalisz, Szczecin. Sigur, vorbim de mai multe componente, spuneam de sistemul acesta adaptiv al traficului urban, dar peste el se suprapune un sistem de CCTV, televiziune cu circuit închis. În fiecare intersecție este o cameră care se rotește la 360 de grade, telecomandată din dispecerat. Avem un sistem de red speed enforcement, cum îi spunem noi, de penalizare a conducătorilor auto la trecerea pe roșu și la depășirea unui anumit prag de viteză. Și asta se transpune atât într-o mai bună siguranță a participanților la trafic, dar cred și la un venit pentru autoritatea publică. Într-o oarecare măsură, atât timp cât cei conducători auto sunt din Sălaj. Nu ne-am propus treaba asta, ne-am propus să creștem siguranța, da. Și vorbind acum de beneficii, sigur, se reduc timpii de călătorie. E vorba de reducerea congestiilor, a numărului de opriri. În trafic este vorba de reducerea emisiilor poluante, a noxelor, o mai bună siguranță, spuneam, a participanților la trafic și, de ce nu, și de costuri reduse pentru întreținerea sistemului. Toate astea se traduc în economii substanțiale, în bani. Vorbim de economii de sute de mii de euro într-un an. Vă dați seama numai ce ar însemna, nu știu, moartea unui om. Dacă eu știu foarte bine ce era în Zalău acum 4-5 ani, cum arăta sistemul de trafic și oricând se putea produce un verde antagonist, de exemplu, să ai verde pe două sensuri și se întâmple o nenorocire. Avem și acum, la viraj, la dreapta, sau asta cu pietonii, da. Asta este valabil în toate orașele și în România și în străinătate, deci să nu ne speriem de chestiunea asta. Chiar trebuie să ne obișnuim, pentru că mai ieșim și din Zalău în alte orașe și peste tot există această, haideți să spunem, poate chestiune interesantă, să aibă verde și pietonii și să ai și tu verde pe dreapta. Nu vreau să spun că în America, în state, în Canada, se circulă pe roșu când faci încadrare pe dreapta. Deci când virezi dreapta. Deci se trece pe roșu, fără probleme. Doar cu asigurarea și... Da, eu vreau să mulțumesc... Mai un singur lucru aș vrea că și termin. Acest sistem ne dă și oportunități de integrare viitoare. Nu știu, de exemplu cu salvarea poliției, a pompierii. Cu montarea unor echipamente speciale. Sigur, o transpondere care să comunice cu controlele din intersecție și să dea undă verde. Nu știu, cu transportul public, iarăși să prelungească faza de verde, astfel încât să asigure prioritizarea transportului public. Deci sunt o serie de opțiuni și până la urmă toate orașele din vest și orașele mari, serioase, sunt dotate cu un astfel de sistem, un astfel de dispecerat. Nu mai zic că imaginile video se mențin 30 de zile. Și nu întâmplător, Comisia Europeană a declarat acest proiect de management inteligent al traficului urban ca și eligibil în planul operațional regional. Și ne mândrim că suntem între primele orașe.
Eu cred că sunteți chiar singurii, după știința mea, care au aceste dispozitive de penalizare la trecerea pe roșu. Acum n-am reușit să montăm și cântarele care să ia din mers greutatea. Da. Da, aici chiar e o premieră și încă o dată vă felicit. Da. Vreau să mulțumesc constructorului, firmei, pentru modul în care au colaborat, cel puțin colegii, totdeauna a existat deschidere pentru a rezolva problemele care apar inevitabil la un astfel de proiect și, pe sigur, și organismul intermediar care au fost alături de noi la această implementare. O să-l rog pe domnul Cordea să ne spună și din sub câteva aspecte. Haideți, vă rog, aici acasă, că nu prindeți microfoanele. Se pare că am luat locul domnului primar, n-am de gând să fac politică. Sigur, ieri am participat la recepția finală a sistemului de management al traficului. Este de reținut că este un sistem bun, inteligent, dar un sistem care este perfectibil. Noi l-am preluat, dar încă lucrăm cu domnul director Bican și cu reprezentanții proiectanților care au implementat softul. Încă lucrăm la soft. Sigur că am primit și noi semnale, sunt mulți oameni nemulțumiți în trafic, dar orice schimbare presupune o anumită rezistență din partea celor care trebuie să o respecte și este foarte greu să ne creăm o imagine de ansamblu dacă circulăm doar pe o anumită direcție. Sigur că o să vedeți acolo un dispecerat că în general traficul curge bine. Important este că am încercat să eliminăm anumite anomalii care erau în trafic în vechiul sistem. Cu siguranță ați sesizat și unele modificări care le-am făcut odată cu implementarea noilor semafoare. Sigur, sunt acele echipamente pentru impunerea legii în trafic care sunt foarte utile pentru că au fost multe semnale că se circula cu viteză pe bulevardul care traversează centrul municipiului și cu ajutorul acestor aparate vom reuși să îi domolim pe acei vitezomani. Sigur, foarte utile sunt și camerele de supraveghere din cele 11 intersecții și vreau să vă spun că chiar recent, sâmbătă, am avut un accident cu părăsirea locului faptei de către autor și instalațiile, camerele de supraveghere ne-au fost foarte utile. Am reușit să identificăm autoturismul și chiar și autoturismele care circulau după acel autoturism care a produs accidentul și erau foarte utile ca martori. Cu toate că acea cameră nu era poziționată chiar pe locul accidentului, dar sistemul chiar este foarte inteligent și ne-a furnizat datele necesare care ne-au condus până la urmă la autorul faptei. De asemenea, chiar în ultimele zile am folosit sistemul pentru a elucida câteva accidente de circulație. Am văzut ieri la prezentare o persoană căzută, care s-a făcut rău, căzută în intersecție și dispecerul a anunțat salvarea și a fost prezent acolo în câteva minute. Este ceva bun, este nou, va fi greu până ne vom obișnui, dar eu zic că e un sistem modern care respectă tot ce este nou în materie de reglementare a circulației și o să vedeți că, pe ansamblu, circulația merge bine. Acum, sunt mici corecturi care le vom face, dar o să vi le expunem aici, o să le vedeți la momentul respectiv. Mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Iurgo, dacă doriți să spuneți și dumneavoastră ceva din partea organismului. Să vedem dacă în cadrul ceea ce ne-am propus să facem prin proiectul respectiv s-a realizat. Pentru că
director tehnic, doamna Obiș, dacă doriți să spuneți ceva. Așa că o să trag eu concluziile. Descrierea proiectului, descrierea tehnică și a ceea ce s-a implementat a fost deja prezentat de către domnul primar și de către constructor. Referitor la rezultate, la fel a prezentat și domnul primar și domnul Cordea, domnul Iurco. Ce aș putea să spun, proiectul a început în 8 decembrie 2011, s-a terminat astăzi. Au fost și câteva dificultăți legate de implementare, în sensul unor întârzieri în, datorită modificărilor procedurilor de achiziții după semnarea contractului, după întocmirea cererii de finanțare și depunerea proiectului în vederea finanțării și anumite dificultăți legate de asigurarea plăților către constructor, în speță către constructor, că acolo au fost sumele mai mari. Ce aș mai putea să spun? Faptul că sistemul este complet operațional, echipamentele de impunere a legii în trafic, de care în perioada din urmă ne-ați întrebat, sunt omologate, s-a primit omologarea de la Biroul Român de Metrologie Legală. Urmează, pentru ca aceste date să poate fi exploatate, să încheiem cu poliția protocolul de colaborare și să poată deveni practic operaționale aceste date. Toată această exploatare a datelor se va realiza de către poliția rutieră. Ei sunt cei împuterniciți să implementeze aceste măsuri. Ce aș dori încă să mai spun? Pe baza datelor tehnice furnizate de sistem, faptul că avem sistemele de supraveghere video și sistemul de impunere a legii în trafic, în afară de aceasta am creat niște facilități pentru persoanele cu dizabilități, dispozitive acustice și marcaje tactile la trecerile de pietoni. Traseul de fibră optică de 3,5 km în oraș, pe care îl vom putea folosi și pentru alte transmisii, pe care, dacă va fi nevoie, pentru autoritatea publică locală. Toate cele 11 intersecții, echipamente noi peste tot, deci semafoare, automate de dirijare, detectoarele de trafic. Cam atât, dacă dumneavoastră. Așa, și aș mai vrea să vă spun locațiile unde s-au amplasat radarele. Este bine să le cunoașteți. Pe bulevardul Mihai Viteazu, sensul de urcare spre Cluj-Napoca, în zona intersecției cu strada Armoniei, intersecția cu Tudor Vladimirescu și cu 9 Mai Ceas, iar pe sensul de coborâre, zona intersecției cu Coposu, zona parcării mari de la A96 și zona ieșirii de la magazinul Liber. Cam atât am avut să spun. Vă propun, dacă aveți întrebări acum, dacă nu, ne ducem la centru și veți vedea pe viu, deci circulația, veți putea vedea și celelalte facilități de care v-am vorbit, sistemul de detectare a trecerii pe roșu, de depășire de viteză, datele pe care le acumulează sistemul, deci numărătorile propriu-zise de trafic. Vreau să spun că traficul, cum puteți observa, a crescut foarte mult, chiar de la data la care noi am întocmit proiectul. Deci numărul de vehicule. O să putem da date pe măsură ce o să le... De 8-9 ori. Da, deci crește foarte mare de trafic. Deci sistemul ne prezintă această funcție de monitorizare, ne dă trecerile, numărul de treceri de vehicule din jumătate în jumătate de oră, cumulat pe zi, prelucrat pe lună și așa mai departe. Deci toate datele acestea de trafic și de... sunt prezentate și sunt stocate. Sistemul permite această funcție de stocare și arhivare a datelor. Domnul Cordea, de când exploatați datele? Nu le exploatăm încă. Urmează. Vom exploata, dar cu siguranță după ce vom finaliza protocolul de colaborare cu primăria,
O să vă transmitem un comunicat de presă ca să informăm cetățenii, să nu avertizment. Este normal să informăm cetățenii că de la data respectivă vom aplica sancțiuni pentru cei care... Și în acest moment aplicăm sancțiuni pentru cei care depășesc viteza în municipiu și trec pe culoarea roșie, dar nu ne folosim de datele stocate de aceste instalații. Dar, probabil că în cursul lunii mai vom finaliza undeva pe la mijlocul lunii. Procedura legală. Noi vom agenții, nu zilnic, deci în fiecare zi agenții de circulație vor colecta datele stocate de sistem, vor trimite comunicări deținătorilor de autovehicule să ne comunice cine, care se numere persoane care a condus la data și ora respectivă vehiculul și după ce vom primi comunicarea cu informațiile necesare, vom întocmi procesele verbale de aplicare a sancțiunilor. Da, probabil că va dura, dar noi ne vom încadra în termenele legale. Da, prin poștă. Prin poștă sau personal, dacă omul se prezintă cu comunicarea datelor la poliție, o să se încheie procesul pe loc. Dacă nu, o să-i trimitem prin poștă. Deci va fi similar ca și la cele radare fixe montate pe drumurile europene. Cum? Da, da, da. Poza, cred că numai în caz de contestație. Nu, dovada numai în caz de contestație. Sistemul ne furnizează. Da, sistemele sunt omologate. Chiar ieri ne-au prezentat omologările. Sunt recunoscute în instanță și o să vedeți că sistemul furnizează probe foarte bune și care nu prea lasă loc de dubii. Și interpretări. Și o să vedeți, da. Sunt patru poze față și filmuleț. Față și profil. Patru poze care demonstrează că vehiculul este în mișcare și numărul și semaforul. Și veți putea vedea, deci când ne deplasăm o să vedeți câteva evenimente de acest gen. Da, deja sunt încărcate. Sunt încărcate datele.